Vă rog, stați cu mine la telefon că mi-este frică. Nu pot să stau în telefon, domnișoară, că avem și alte apeluri. Este doar o frântură din discuția purtată de Alexandra Măceșanu cu polițiștii care au preluat apelul ei disperat la 112. Familia copilei a făcut publică întreaga stenogramă pusă la dispoziție de STS. Conversația arată tăria de care a dat dovadă tânăra într-o situație limită. Nu a fost însă de ajuns, pentru că în afară de un criminal, a avut de înfruntat și doi operatori de la STS și doi polițiști care au îndemnat-o să închidă telefonul când implora ajutor. Procurorii de ICOT au anunțat că au început urmărirea penală în rem pentru neglijență în serviciu. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. 112, ce urgență aveți? Alo, 112, ce urgență aveți? Alo? Bună ziua, vreau și eu în legătură cu poliția. Ce s-a întâmplat, doamnă? Cum vă numiți? Sunt domnișoară, am 15 ani și ieri am fost sechestrată de către un domn. Cum te cheamă? Măceșanu Alexandra, vă rog veniți repede, nu știu unde sunt. Cum adică nu știu unde ești? În ce localitate te afli? În Dobro... în Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact. Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? Alo, alo? Da, stați, nu plecați, vă rog. Ai fost violată? Da, am fost violată. Da, rămâi la telefon, dar încearcă să-mi dai un punct de reper, să știm exact ce, cum te putem găsi. A venit, veniți repede, vă rog. Păi să venim unde, frate, în Caracal? Păi ce dracu să-i facă în Caracal, că a răpit-o și a dus-o în Caracal, dar nu știe unde și poliția mea vorbește, dă-i asociere. Alo, 112, ce urgență aveți? Alo? Tot eu sunt. Ia uită-te, păi și da, de unde-l cunoști tu pe el? Ia spune-mi. Deci să vă spun, ieri am ieșit la ocazie ca să mă duc până în oraș și dumnealui m-a luat la ocazie. A închis mașina și m-a închis acolo, după aia a zis că mă duce la el. Te-a luat la ocazie? Numărul la mașină, mai ții minte ceva din numărul de la mașină? Nu. Ce mașină? Ce culoare măcar? Mașina era gri și avea boturile turtite. Mi-e frică. Alo? Alo, poliția? Alo, a trecut pe lângă Dig. A trecut pe lângă Dig, din ce am înțeles. De ieri e răpită, ăsta e telefonul lui. Vă rog, veniți cât mai repede. Unde să venim, domnișoară? Ia spuneți-ne. Poftim? Unde e, unde? Nu știu exact, am trecut pe lângă Dig, dar acum cred că sunt în Bold, că altundeva nu putea să fie. Vă rog, stați cu mine la telefon, că mi-e frică, vă rog. Nu pot să stau în telefon, domnișoară, că avem și alte apeluri. Rămâneți acolo, că vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da? 2-3 minute, ce naiba? Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.